Dar prin proiect am discutat și cu colegii de la Civita Solis. Anul acesta se împlinesc 20 de ani de la înființarea Rotaract Alba Iulia. Un club care a dat foarte mulți rotarieni, foarte mulți oameni de calitate și în acest sens am vrea ca săptămâna viitoare să-i sărbătorim pe ei care sunt acum în Rotaract, pe cei care au fost în Rotaract, provin din Rotaract și săptămâna viitoare o să avem un grill party și să-i felicităm, mai ales că anul acesta se împlinește 50 de ani de la înființarea primului club Rotaract. Apoi o să avem în iunie vizita de înfrățire în Franța. Prima înfrățire a noastră cu un club sau poate a doua va fi un eveniment important. Suntem invitați să participăm la schimbul lor de președință, apoi va fi înfrățirea între cluburi. Un proiect care l-a prezentat și Ilie, dar bineînțeles că sarcina o să pice pe campionii noștri mondiali și pe campionul nostru mondial, Oti Tamaș, Ghiță Ștef și Ghiță Ignat. Ei vor fi organizatorii, dar cred că anul acesta ar fi bine să ne implicăm mai mult. Mai ales că sâmbătă Simona Halep a câștigat și primul trofeu de mare ștef. Apoi va fi la Sibiu, anul acesta România este gazda ICC România, Austria, Germania, unde eu și colega noastră Larisa Hickley vom participa. Apoi, în septembrie, al patrulea simpozion care o să-l facem împreună cu Clubul Lions și Clubul Civita Solis, o acțiune de două zile, vineri o să avem un simpozion despre fotograful Unirii, o expoziție cu aparate foto, iar sâmbătă o să organizăm un traseu, același traseu care l-a parcurs fotograful Unirii de la Galtiu până la Alba Iulia și înapoi. Cu bicicletele, da, mulțumesc pentru completare, Florin. Același eveniment. În septembrie, Promenada Inimilor, care deja am organizat-o în fiecare an și le mulțumesc colegilor. Un lucru foarte important pe care trebuie să punem accent anul acesta este extinderea clubului Rotaract. Am discutat și cu ei în principiu, o să facem o acțiune împreună cu cluburile din Alba Iulia și Universitatea 1 decembrie pentru racolarea noi membri, astfel încât anul viitor să avem un Rotaract puternic, așa cum ne șade nouă bine, cum este clubul nostru și clubul Civita Solis. Unul dintre lucrurile importante, Rotary Prietenia, vrem să organizăm la Rotary Club Brașov o vizită, iar apoi o excursie Zibenburg la Bisericile Reformate. O excursie de 3 zile. Rotary plantează, anul acesta ne-am propus ca la ieșire din Sebeș sau intrare dinspre Alba Iulia în Sebeș 100 de arbori de dimensiuni mari, 100 de arbori să marcăm câți ani am plinit România de la Unire și totodată să marcăm drumul pe care toți cei din vestul țării, din sudul țării, de pe văile Sebeșului au intrat spre Unire, spre Alba Iulia și cred că va fi de un real succes pentru că deja am promisiuni de la district că vor participa foarte mulți rotarieni din țară. Apa și educația sanitară, pentru că anul acesta sunt două teme, trebuia normal să încep cu ele, educație și mediu. Pe aceste două teme ne vom axa, aceste două teme le-am propus, educație și mediu. Apa și educația sanitară face parte din este un proiect districtual condus de Florin Iliescu de la Bistrița și noi l-am adoptat și vom duce mai departe în școli, în grădinițe, astfel încât să copiii să primească o educație cât mai bună despre igienă. Cel mai important proiect al nostru și cred că cel mai important proiect care districtul a putut organiza vreodată ca de sarcina noastră, Rotary Club Alba Iulia, cluburile din județ, Rotary Club Civita Solis și îi invităm și pe colegii noștri fiind de la Deva Castrum. Noi vom fi gazdele, probabil 500, 600, 800 de rotarieni vor fi prezenți aici. Evenimentul se va desfășura din 29 noiembrie până în 2 decembrie. Un eveniment inedit care cuprinde și o inaugurare de ceas Rotary stradal cu patru fețe în forma unui aparat foto ca asemănător ca celui a fotografului Unirii și multe, multe alte surprize.
vă rog pe toți rotarienii care sunteți prezenți să promovați acest eveniment, să vă implicați și consider prezența dumneavoastră în această seară aici un avans la ceea ce se va întâmpla prin participarea dumneavoastră la acest eveniment și prin invitarea prietenilor, familiei, din care membrilor familiei sau rude apropiate să participăm toți, suntem datori să sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. Bineînțeles că în același timp vom avea două puncte de informare unde vom derula și proiectul nostru ca în fiecare an. Un punct va fi al nostru, un punct al colegilor de la Civitas Solis, astfel încât rotarienii din toată țara să fie foarte bine informați și să poată cere ajutorul în orice moment. Seara de colinde merge mai departe, ca în fiecare an, și totul va merge spre centrul de robotică, centrele de robotică din județ, balul mascat care l-a prezentat și Ilie, Rotary International Day trebuie să o marcăm. La fel, în martie vom mai avea o sesiune din APA și educația sanitară, trebuie să promovăm acest proiect, este un proiect minunat. Rotary plantează ediția de primăvară. Dacă în octombrie vom planta la Sebeș, ne vom deplasa unde am început acest proiect, la Ciugut, să continuăm să împădurim ceea ce s-a uscat, să schimbăm și să chiar să creăm o pădure Rotary. Apoi propunem o excursie probabil la Viena și la Terme, în Austria, în apropierea Vienei, tot așa un city break, un weekend pentru membrii clubului. Balul Rotary 2019, evenimentul nostru plăcut și la fel, cum spuneam mai devreme, implementarea Global Grant-ului Maria Beatrice, un proiect foarte important pentru clubul nostru. În aprilie mai, în frățire cu Rotary Club Tabor Cehia, este deja propus, așteptăm data evenimentului și celelalte proiecte care sunt uzuale ale clubului, care trebuie să le facem, le știți cu toții, n-are rost să le mai repet, dar unul dintre cele mai importante este menținerea legăturii cu Rotary Club Birmingham Breakfast, colegii noștri cu care am realizat acel proiect minunat de la Sebeș. Mulțumesc pentru atenție! Aș vrea să îi dau cuvântul Pas District Governor Mircea Solovăstru să ne adreseze știu eu ce doriți dumneavoastră, din partea dumneavoastră. Mulțumesc!